Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt preotul Cornel Cadar și ne-am propus astăzi să discutăm despre un ordin călugăresc, iezuiții sau Societatea lui Iisus. Cine sunt iezuiții? Care este rolul lor? De când sunt în România și ce anume fac în România? Încercăm să răspundem la aceste întrebări și la altele de genul acesta împreună cu un părinte care face parte din acest ordin, părintele Marius Taloș. Bine ați venit în emisiune, părinte! Bine v-am găsit! Pentru început, v-aș ruga să prezentați câteva date despre dumneavoastră. Mă numesc Marius Taloș. Așa cum arată numele meu, vin dintr-o familie din Ardeal, însă părinții mei, fiind greco-catolici, au ținut să îmi dea un nume latin. M-am născut în 1970, am copilărit și am crescut pe timpul lui Ceaușescu, cum se zice, și mă pregăteam pentru o carieră politehnică. În consimțământul părinților mei, această idee era de a evita pe cât posibil conflictul cu ideologia marxist-comunistă. Îmi spuneau părinții mei, dacă vei începe o școală politehnică, 2 cu 2 face 4, indiferent de ideologie, indiferent de apartenența religioasă. Am optat pentru o carieră politehnică, tocmai pentru a îmbrățișa neutralitatea. Ați început, deci, cu alte cuvinte, Facultatea de Politehnică și ați și terminat-o, nu? Da, dar unde dat examenul în București în vara lui 89 la Facultatea de Electronică și Telecomunicații, după care am intrat în armată. Serviciul militar obligatoriu la TR, termen redus, între septembrie 89 și aprilie 90. V-a prins Revoluția în armată. Nu numai că m-a prins Revoluția, m-au prins evenimentele din decembrie, pe care nu le voi putea uita niciodată și care au constituit un moment de cotitură în viața personală. Erați chiar la București atunci? Nu, eram la Ploiești, la unitatea de radiolocație de lângă Gara de Vest. Și în ce sens a fost cotitura aceasta? Imaginați-vă că am prins gărzile din săptămâna premergătoare Mari Schimbări. Între 14 și 21 decembrie am fost aproape noapte de noapte în gardă și în dimineața zilei de 22 decembrie am fost anunțați că niște militari ne-au înlocuit în misiunea pentru care eram noi destinați, aceea de a apăra aeroportul Otopeni. Ne-am dat seama că altcineva a murit în locul nostru și că nu aveam niciun motiv pentru care să înțelegem de ce mai suntem în viață. A fost momentul în care mi-am pus întrebarea, întâi, de ce ei și nu eu, iar ulterior, tot în timpul armatei, m-am întrebat de ce m-a prins schimbarea la 20 de ani și nu la 90 de ani. Practic, să le reamintim telespectatorilor că dumneavoastră trebuia să mergeți la Otopeni în acel autobuz care a fost mitraliat și în care a murit aproape toți. Țin minte și acum cum am fost puși în camioane cu direcția București-Otopeni și am fost întorși din drum pentru că o altă unitate destinase militar pentru același scop. Și cum v-a făcut să vă modificați direcția în viață lucrurile acestea? Ați reflectat asupra lor și ce s-a întâmplat? Dacă pot inversa rânduiala progresului tehnic, la început a fost radarul și după aceea busola. Radarul vă creionează o panoramă amplă cu o mulțime de impulsuri, de semnale, dar fără o direcție. M-am întrebat ce fac,
continui cu această școală politehnică din care nu mă pricepeam decât să fac scurt circuite sau aleg ceva care să mă exprime și în care să mă pot regăsi. Întâmplător sau nu, în timpul copilăriei întâlnisem un unchi misterios, îl chema unchiul Punii, cel puțin așa îi spuneau părinții mei, care venea odată pe an în vizită la bunica mea bolnavă de scleroză în plăci. Nu înțelegeam de unde unchi, pentru că nici tata, nici mama nu aveau frați. Dar am descoperit ulterior că acest unchi era un părinte care fusese ascuns de bunica mea în tinerețile ei, în beciurile casei, tocmai pentru a-l adăposti de prigoana comunistă. Nu mi-am pus la început întrebarea dacă vreau să fiu și eu fugărit prin beciuri, asemenea acestui unchi misterios, dar a fost prima luare de cunoștință, primul contact cu o persoană care era membru al societății lui Isus. 5 ani mai târziu ajungeam să bat la porțile noviciatului Ordinului Iezuit, după ce descoperisem primii iezuiți veniți în România după 90, care organizau reculegeri sau așa numitele exerciții spirituale pentru studenți. Am întâlnit persoane de preoți care transmiteau ceva deosebit și după cuvintele liturghia s-a sfârșit. Să amintim telespectatorilor că unchiul acela Punii era preot greco-catolic, ei au fost desființați la 1 decembrie 1948, au intrat în catacombe și iată cum se face că acest preot a fost ascuns de rudele dumneavoastră, bunica dumneavoastră și era prezentat ca unchiul pentru ca să nu fie descoperit de regimul comunist, că el acorda asistență spirituală oamenilor. Așa l-am cunoscut timp de 7 ani, între 1982 și 1989. Și ați bătut la porțile unei mănăstiri, înțeleg eu. De ce o mănăstire iezuită? Se înțelege că unchiul a influențat cumva, nu? Nu știu dacă a fost pe pile această intrare, pentru că la început eu eram speriat de severitatea lui. Însă ceea ce m-a atras de la bun început față de iezuiți a fost disponibilitatea acestor preoți de a discuta cu studenții. Prezența lor în facultăți, nu numai în parohii. Capacitatea de a purta o discuție constructivă și de a răspunde la întrebări provocatoare. Mi-am zis, dacă am întâlnit o persoană care să aibă răbdare cu mine, să mă asculte și să-mi răspundă la astfel de întrebări, poate că și preocupările mele legate de umanioare pe care le aveam, dar le reprimasem în perioada adolescenței, optând pentru o carieră politehnică, își puteau găsi un făgaș. Deci am optat pentru o mănăstire care oferea o perspectivă în sinteza credință și cultură. Revenim la Cluj. Prima etapă, noviciatul. 95-97. Ce a urmat? Apoi au urmat călătoriile. Nu știu dacă am studiat. Țin minte că mergând în Italia ca să studiez filozofie, m-am întâlnit cu o persoană care avea același drum cu mine spre Padova și m-a întrebat, măi, tu ce faci? Înveți sau lucrezi? Înveți sau muncești? Și pentru mine această dihotomie mi s-a părut provocatoare de la bun început. Pot să zic că am muncit, dacă omul mă întreba că învățatul este altceva decât lucrul? Am făcut studii de filozofie la Padova, după care am fost trimis la Paris. Pe de o parte simțeam un orgoliu în mine să ajung în capitala luminilor, de cealaltă parte mi-aminteam de avertismentul lui Eminescu cu ai noștri tineri la Paris învață, nu? Am studiat primul ciclu de teologie 3 ani acolo, după care am venit pentru o practică
pastorală la Iași între 1999-2000, după care am continuat studii de teologie la Frankfurt, în Germania, iarăși o experiență pastorală de 4 ani la Iași și am mers pentru ultimii 4 ani în Spania pentru terminarea studiilor. De aici și proverbul să ajungi să termini studiile înainte de pensie. Deci, practic, studiile dumneavoastră s-au lungit așa pe o perioadă mare de ani. Asta se întâmplă cu toți cei care intră în ordinul iezuit? Aș spune că formarea este lungă, dar ea nu este constituită exclusiv din studii. Cum v-am prezentat, din acești 10 ani de formare, cel puțin 4, dacă nu 5, au fost de practică, de trăire a ceea ce am încercat să învățăm. Deci, pe lângă studiile care sunt deja lungi și destul de exigente, în mod obișnuit, celor care intră în societatea lui Iisus și sunt destinați preoției, li se cer și alte studii în afara celor curriculare, adică de filozofie și teologie, dacă pot avea și o pregătire în domeniul așa numitelor arte liberale. Eu făcusem Politehnica, așa cum o făcusem, și am fost absolvit de alte studii înainte de căruntețe. Și așa se face că la capătul a aproximativ 10 ani de formare am fost admis la taina preoției. Asta se întâmpla în anul? În 2004, pe 4 septembrie, la București. În Spania ați terminat studiile doctorale. Acolo, da. În ce domeniu și cu ce temă? În Spania am studiat spiritualitate în Țara Sfântului Ignațiu, însă am încercat o teză doctorală de apropiere între spiritualitatea fondatorului și cea patristică, adică cea care a alimentat humusul spiritual al țării din care fac parte. Deci am scris teza în Spania, dar cu gândul la România. Am încercat cumva să înțelegem puțin din ordinul iezuit cu ajutorul vocației dumneavoastră. Ne apropiem mai mult de societatea lui Iisus, de ordinul iezuiților, ca să înțelegem mai mult. Cine sunt iezuiții? Bună întrebare, credeți-mă că și eu mi-o pun în fiecare zi. Sunt la început un grup de prieteni strânși de fondatorul lor, Sfântul Ignațiu de Loyola, în anul 1540, care își dorea să meargă la Ierusalim inițial pentru a răspândi credința creștină și a o apăra de dușmanii acesteia, turcii din acea perioadă. Însă, neputând să ajungă la Ierusalim, hotărăște să-și pună serviciile în slujba pontifului roman din acele timpuri, Papa Paul al III-lea, care hotărăște înființarea unui ordin al iezuiților cu această misiune de a răspândi credința creștină și de a o apăra împotriva dușmanilor. De aceea, acest ordin a fost aruncat, dacă mă pot exprima așa, în prima linie a principalelor conflicte religioase, ideologice și doctrinare din jumătatea secolului al XV-lea. Dar asta nu înseamnă că iezuiții au fost creați ca să poarte un război. Au fost creați pentru a sluji credința creștină și a salva sufletele. Sfântul Ignațiu folosea această expresie, salvar, u ajudar las animas, a
mântui și a ajuta acolo unde se poate persoana întreagă, nu doar sufletul. De altfel, colegii mei din studio vor pune imagini care să ilustreze, vom vedea și figura fondatorului dumneavoastră, Sfântul Ignațiu de Loyola, dar și vom vedea și din activitățile pe care le desfășoară iezuiții, fie în lume, fie în România. Dar dacă venim la fondator, ce anume vă fascinează cel mai mult din viața lui? O tensiune. Sper că această tensiune să nu devină hipertensiune în cazul meu, însă m-a fascinat preocuparea pentru universalitate, să ajute oameni în situațiile în care se găsesc, dar și grija pentru detaliu. De aici această expresie a fondatorului, omnia ad madei ad maiorem dei gloriam, toate spre mereu mai marea mărire a lui Dumnezeu. Sfântul Ignațiu avea în minte ceea ce spunea Sfântul Ireneu din Lyon în antichitate, și anume mărirea sau slava lui Dumnezeu este omul viu. Deci, când își propunea să aducă mereu mai mare mărirea lui Dumnezeu, își punea întrebarea: astăzi, în locul în care mă aflu, cum pot să ajut ca cineva să trăiască și, dacă se poate, din belșug? Între timp, telespectatorii pot vedea imagini care descriu unele din activitățile iezuiților, activitățile dumneavoastră. Spuneți cum se desfășoară, pe ce direcții se desfășoară aceste activități ale ordinului din care faceți parte? Așa cum o persoană este tridimensională și misiunea pe care o desfășurăm atât în lume cât și în țară este axată pe trei coordonate. Prima este aceea a exercițiilor spirituale, care își propun să propage moștenirea poate cea mai de preț de la Sfântul Ignațiu, cărticica exercițiilor spirituale, activități duhovnicești pentru întremarea și pentru predispunerea întregii persoane în slujire, apoi educația, care este reprezentativă pentru Ordinul Iezuit prin numărul mare de școli și universități în întreaga lume. Din păcate, în România nu putem vorbi decât la timpul trecut despre o asemenea activitate. Putem avea în vedere faptul că cel din tâi colegiu a fost deschis la Cluj în 1581 și a stat la originea actualei Universități Babeș-Bolyai din același oraș. Și cea de-a treia axă reprezentativă pentru activitățile noastre o reprezintă misiunile. Primul anunț, prima vestire a Evangheliei în locurile care încă nu au auzit, nu au cunoscut pe Iisus Hristos. Exercițiile spirituale, educația și misiunile. Încercăm să reproducem, bineînțeles, ținând de limitele noastre în țară, aceste trei direcții. Printr-o casă de exerciții intitulată Manresa la Cluj, o activitate educativ-socială în favoarea copiilor de romi de lângă satul mare, în centrul de zi de la Mădăras, și serviciul iezuiților pentru refugiați, care își are sediul în București. Și știm cât de actuală este și această nouă problematică, inclusiv în teritoriul nostru. Sunteți, deci, prezenți la Cluj, București și Satu Mare. Da, aceasta referitor la partea românească, pentru că există și o misiune maghiară a iezuiților de la Târgu Mureș, o capelanie universitară în favoarea studenților de la Universitatea de Medicină și Farmacie din localitate. Câți iezuiți sunteți în România? 17 iezuiți fac parte din regiunea română,
la care se mai adaugă încă 4 iezuiți din provincia maghiară. Deci, în total, 20 de persoane, însă ne mișcăm mult ca să părem mai mulți. Dar în lume, câți iezuiți sunt? În momentul de față sunt 17.000 de iezuiți. Este o cifră care poate părea mare, însă fiind prezenți în 104 țări, această impresie se redimensionează. Numărul maxim a fost atins în 1965, când erau 36.500, însă valul de secularizare, precum și schimbările produse odată cu Concilul Vatican al II-lea, a redimensionat dramatic numărul iezuiților, dar sperăm să se ajungă la o transformare din interior care să permită o nouă dezvoltare. Și ei sunt implicați, ca și cei din România, în educație, în misiune și în exerciții spirituale, în spiritualitate. De altfel, sunt cunoscuți și în Moldova iezuiții, prin faptul că au fondat primele școli aici, în Iași. E cunoscută școala de pe timpul lui Vasile Lupu, este descrisă în Codex Bandinus, ca și școala de la Codnari. Când au venit iezuiții pentru prima dată în România? Incredibil de devreme. Dacă vă imaginați că Sfântul Ignațiu moare în 1556, în 1588 este trimis primul misionar în Moldova de astăzi, se chema Paul Beche, cu scopul de a întări în credință pe creștinii expuși atacurilor turcilor și tătarilor. La 1588 venea din Transilvania, pentru că acolo au ajuns iezuiții prima dată pe teritoriul României de astăzi, în 1579. La începutul secolului următor, al XVII-lea, au luat ființă, pe timpul domnitorului Vasile Lupu, școala de latină de la Iași, în vecinătate, în apropierea actualei mănăstiri Trei Ierarhi, și mai târziu la Cotnari. Din păcate, sau din fericire, destinul iezuiților în România a fost unul sporadic și evolutiv în același timp. Prezența lor nu a durat mai mult de 20-30 de ani odată, apărea o criză, o tensiune istorică, dispăreau. Se întorceau un secol mai târziu, propuneau o nouă formă educativă, așa cum s-a întâmplat la sfârșitul secolului XIX, când au contribuit la deschiderea seminarului catolic din Iași. Și așa cum s-a întâmplat și după 90, că ați fost prezenți în Iași câțiva ani, iar după aceea a trebuit să vă retrageți. Da, am fost prezenți timp de 17 ani, între 1992 și 2009. În acești ani a fost prezența emblematică a părintelui Tadeuș Rosvorovski, o prezență resimțită atât în spațiul bisericii locale, cât și în mod special în cadrul seminarului din Iași. A construit în Copou casa pe care o dorea a fi un centru de formare al tinerilor iezuiți, cu numele Xaverianum. A devenit între timp un centru cultural care a încercat să anime viața spirituală și culturală a orașului, însă ulterior, din lipsă de personal, am fost nevoiți să ne retragem. Eu sper temporar. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și pentru că nu o să mai avem timp să discutăm atât de mult de lucrurile importante din acest ordin al iezuiților, să le spunem telespectatorilor că pot găsi informații într-o carte pe care dumneavoastră ați tradus-o. Și anume, publicată într-o editură din Iași în anul 2001, Istoria iezuiților. De fapt, este ca o simfonie neterminată această carte, pentru că oferă pe de-o parte multe informații din lume, dar puține din țară. Sperăm să putem continua și cu istoria prezentă în România.
Și să mai spunem că, de asemenea, pot găsi informații despre viața unui iezuit într-o altă carte care se numește, spuneți dumneavoastră despre ea ceva? Iezuit, nu câinele comuniștilor. Este povestea vieții unui fel de Ion Creangă în literatura confraților noștri. O recomand tuturor celor care vor să descopere surâsul unui prizonier care nu a putut fi deținut în inima sa. Practic e vorba de un preot, Mihai Godo, care a făcut mulți ani de pușcărie și care a spus la un moment dat că preferă să stea în pușcărie decât să iasă afară, pentru că în pușcărie a avut posibilitatea să-L predice pe Hristos mult mai mult. Cu alte cuvinte, să fie un iezuit până la capăt. Și nouă ne-a urat când ne-am pregătit pentru preoție. Vă doresc să ajungeți cel puțin un an în pușcărie, că acolo aveți cel mai mult de lucru. Suntem chiar pe finalul emisiunii. Aș dori un ultim gând să ne lăsați. Sunteți și superiorul iezuiților din România. Ce vă doriți în acest mandat de superior al iezuiților? Ce-mi doresc este, odată, să purtăm cu demnitate numele atât de cunoscut, dar și de răstălmăcit al iezuiților, și apoi să prezentăm un mesaj tinerilor de astăzi. A fi un iezuit poate să fie o opțiune, așa cum a fost pentru cineva acum 20 de ani. Și continuă să rămână și mai departe. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Iată, cu ajutorul dumneavoastră am putut să aflăm multe lucruri despre iezuiți, despre prezența lor în lume și prezența lor în România. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați rămas cu noi aproape jumătate de oră. Am aflat lucruri interesante și nu pot să termin această emisiune decât cu acest gând, un fel de moto, de viză pe care o au iezuiții: toate spre mai marea slavă a lui Dumnezeu. Vă dau întâlnire peste 2 săptămâni. Până atunci, să aveți zile liniștite și binecuvântate de Dumnezeu. La revedere!